Bine ați venit la Stax TV, seria 1, episodul 1 cu și despre Toyota Land Cruiser 100. În acest episod o să vedeți cum am achiziționat Toyota, de ce am schimbat Nissanul Patrol pe o Toyota Land Cruiser și cum am reparat un chider de geam și o instalație de gaz montată pe un motor V8. V8 pentru că asta avem în dotare, dacă era 6 linii, montam pe 6 linii. Da, avem V8, 8 copii la masă, vorba, ce să facem? Bun, mergem să găsim Toyota care a venit, dar nu poate să... Uite-o! O, e departe. Nu are nimic. Nu poate să intre pe stradă, așa că i-am zis omului să o lase pe chei. Acolo nu e de aici, fără numere, fără dalea, fără dalea. Uite-o! Urâtă, bă, urâtă! Băi, vorba aia, urâtă rău! Oare are loc? Ne, are un cauciuc de sufla. De când te aștept, sora mea? Sora mea, de când te aștept? Bagă capul de sub, că vreau să-ți văd reacția. Nu, așa te aici. Bagă-te de sub, hai. Bagă capul de sub. Iuuuui, bă, de... Uite, e un suvenir. Da, 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 e haos. E haos, traversa asta nu mai există, ești nebun? Asta cred că sunt fără de la suspensie, da. Alea, da, le-am văzut, că-s moarte. Și aici am văzut, mă așteptam la chestia asta. Chiar mă așteptam. Adică nu zice nimeni. Nu-mi dau seama dacă... Dar nu, e rugină, mă, nu e tratament din ăla, cum zice Vali, știi? E ruginol. Cât ruginol. Câtă treabă am. Câtă treabă am. De butonul ăsta nu eram sigur, dar e aici. Am eu un Sparco. Mamă, plouă în ea aici, nebun. E flash pe aici. Asta nu e bine. Aripa asta e strâmbă, băi. Ce nasol, bă, băiatule. Ce nasol, bă, băiatule. Am văzut eu. Ah, e închisă, băi. N-am văzut setul de roți din portbagaj și banchetă. Că ar trebui să mă iau un set de roți aici și o banchetă. Dar nu văd. Put mai speak into it. Aha. De iarnă, mă, frate. Păi, că-s bun, ești nebun. Și banchetele acolo, oare? Da, e de văzut. La sfert. Am zis. Nu spune că nu e aia. Nu e aia? Nu e diesel asta. E viața ei, pe benzină. Stai să mut eu ăla din spate ca da, să da, pot să dai tu. E grea. Dă-i așa că e bine. Dă-i așa că e platforma pe pământ. Bă, băiatul, a leșinat platforma. A venit pe pană, mă, tu nu vezi că a venit pe pană. Bă, da, a leșinat? Păi normal că a leșinat, dacă asta are 2,3 tone. Sticăre frumos. Suspensia? E rigidă? Știi cum mergem acum pe drum, știi cum mergem? Dâgși, 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 dâgși. Spatele e leșinat. Iuhiu! Viața ei plouă în ea, la parbriz acolo e moartă. Lowrider. Cine ești tu? Lowrider? Trebuie să dai tu în spate, că nu pot să plec. Land Cruiser, băi, am covorașe original. Mamă. Da, nu e așa dezastru cum mă așteptam. Mama, am Clarion, ești nebun? Dar te pui. Ia uite, bă. Bă, ești nebun? Mergi ștergătoarele, frate. Băi, n-am oglindă. Partea asta. Ia uze tu e. Da, unde avem power, ești nebun. Măcar atât. We got power. Băi, vreau pe confort și vreau să se ridice odată. Off, height control. Sunt prea... Mamă, cum merge direcția. Fiiu. Și are doar 466.000 de kilometri. Cloncă, nebuncă, ne pe spate, face ca toate alea. Hai, dâgși, dâgși. Oh, yeah.
Inima ta, inima, pam, pam. Mă, n-am frâne. Da, și gata, mă, vira. Allah Akbar! Stai, mă, că ies ăștia acum afară să-i vezi. A, e ruginită, bă, bosule, bă, e nu știu ce, bă, e nu știu cum, e... Mi-a dat și cu jumătate de rezervor. Lumini, tot, diferențial, push, reglaje, rear, mirror, geamuri electrice. Și mă, n-ai înțeles nimic, volan reglabil pe înălțime, ești nebun, ia vezi. Ia uite, mă, vezi, mă. Bă, dă-te, am Sparco. Sparco, Sparco, primul lucru care trebuie să zboare de aici este chestia asta, dar n-aș vrea să zboare pentru că ți-a mare franța de chelare. Piu, piu, piu. Bine, bătă, piu, piu, piu. Nasulean. Aici îi lipsește ceva, are pe acolo pixuri căzute. A, păi n-are cotier, e gaură aici. Uite. Bă, nu e gaură, mă. Și mă? Bă, da-te, dreco! Da, bună treabă. Nu îmi spune că nu se închide. Nebuneam. Am spații de depozitare. Am spații de depozitare. Oh, yes! Oh, yes, oh, yes, oh, no. Da, microfon aici. Bună ziua, astăzi vă vorbește capitanul dumneavoastră al zborului 737 Toyota 47V8. Mergem la munții Căliman și avem o oprire la, știi ce zic? Mulțumesc, o zi bună. Gata, acum o să-ți faci de cap. Ce logic e? Cum o sună, mea? Dă-mă de volan că e blocat, e în P, e în D, e în N, e ceva, se întâmplă ceva. Băi, frățioare, n-are cum nici nevoie. Ce dracu, nu știi să pornești. Nu merge cu aia, merge cu el. Nu prea are baterie. Păi s-a încărcat ea un pic, dar nu. Un pic. Un pic, un pic. Gata, scaune, vreau. Electrice, încălzite, gata. Iem totul, să vedem, funcționează. Cu greu. Cu greu se ridică. Nu se mai ridică. Da, revenim în după publicitate. Așa merge The Engine, cu doar 460.000, doar 460.000 de kilometri. Păi zice aici, aici este asta pe fundul oceanului, ești nebun? Păi dă-te și tu. Uită-te și tu ce jaf mi-am cumpărat. Pune omul ăsta să filmeze profesional, filmeze-mă. Și eu ce fac aici, mă, stai, sau ce crezi? Auzi, alții să nu fac așa. Zi-mă, Marius, el crede că e... E serialul tău, ce m-am făcut? Da, mă, ce am fiu ceva? Ce vreau? N-am ce să zic. O facem țiplă. Uite, vezi, aici încă mai e tablă. Which is good. E bine că nu era ruginită. Ce, ploua mașină? A, nu ploua, mă. Păi de unde să plouă, nebun? Avers! Te izola bine aici, apar brizul. Adică nu era panică. Oameni suntem. Ce ai? Am e gaură. Of, doamne. Vino să-ți prezint antena de la Toyota. Se ridică? Da. Boss. A dispărut antena aici, nu? Cade aluminie. Ce să se mai ridice aici, nu? Când ea a stat pe fundul oceanului. Ce ai stat pe fundul oceanului? Cucu! Așa arată astăzi. După ce a fost curățată. Da, e țipă, e țipă, e țipă. A, cum bă-mi ești pula să îmi băg, am vărsat cafeaua. Am vărsat cafeaua acesta. Vreau să beau și cafea, vreau să și filmez. Ce înseamnă asta, nu iei bani? Iau bani? De unde trec? E lege? Mamă, abia aștept. Să vină cașcavalul la mine. Să punem 40-uri, nu 35-uri. Aici
se muncește, este garajul youtuberilor, doamnelor și domnilor, se muncește la golful lui The Link și în cabină este mașina mea și cum mă acuză tot timpul oamenii și spun, domnule, tu nu faci nimic la mașină cu mâna ta, fac tot timpul alții, ei, o să o vopsesc eu, fii atent. Hați! Se suflă înainte de vopsit. Se suflă, se degresează, se curăță. Așa ne-a Laurențiu. Norocul ne-a Laurențiu că îmi reglează pistolul, că altfel vopseam așa. Băi, ca să înțelegeți la vopsitorie, partea cea mai grea nu e asta. Asta o faci oricine, înțelegi? Dar mi se vopsea, bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Adică aici e partea ușoară. Subito, dacă am Adidas și gazat, să știi că-s de la Toyota. Da, asta vă spuneam, că asta e partea cea mai ușoară a vopsitoriei, pe care aș prefera să o fac eu tot timpul, să vopsesc mașini așa. Problema este că trebuie să le pregătească cineva înainte să ajungă aici la vopsitorie. Acolo mi se pare cel mai greu, dacă mă întreb pe mine. Așa te dat cu pistolul. Da, nu prea acoperă, ne-a Laurențiu. Îi dau frumos pe canturi, da? Eu am grijă, nu? Ar trebui să știu câte mâini dau? Nu contează, nu? Ne facem de cap. Băiți, aici de la Ager, fac treabă. Ager și rachet. Oricând aveți nevoie de parbrize, îmi scrieți mie și eu vă dau numărul lor și vin la voi acasă și vă montează parbrizul. Rachete intergalactice, ce pot să vrei mai. Băi, păi am vopsit acolo să zgâri tu, mă? Și oameni, bă, vă bate joc de muncă altora, mă, asta faceți. Băi, doar să nu plouă o mașină, în rest n-am nicio pretenție. Drept, strâmb, oricum, cum vreți să nu plouă în ea. În rest, eu totul țip. Cea serveție. Nu, dar pe vrem o să pună de cupru, frate, eu așa mi-am cam minte. Nu, așa spate nu-i plăt. Ier? Așa spate, ăia care pun de cupru le-au schimbat ei. Păi și nu e o treabă mai bună să faci așa? Da, frate, este, da. Eu fac acum provizoriu ca să merg un pic până la gaz și după aia pun eu altă suspensie, nu e panică. Astăzi suntem la gaz, o să filmăm cum montăm o instalație de GPL pe mașină. De ce? Pentru că nu sunt magnat, nici șeic, nici arab de la îmbrobodit, care scoate AK-47 pe geam și trage burnout. Nu înțeleg? Mașina este declarată cu un consum de 26% mediu în oraș. Și atunci recurgem la această variantă, vedem dacă gazul e bun pentru mașini, dacă strică motorul sau nu. Înainte de montarea instalației de gaz, se testează noxele motorului. Să vadă băieții cum funcționează și dacă trece testul, se montează instalația. Dacă nu, și nu trece testul, trebuie să mergem să remediem problemele și după aia putem monta corect o instalație de gaz. Momentan suntem în test.
mitul ăsta cu pierderea puterii motorului datează de foarte mulți ani, de pe vremea când toată lumea își cumpăra instalație din diverse surse și le montau așa între ghilimele în fața blocului. Toată lumea știa să facă, rezultatele erau pe măsură. Astăzi, pierderea puterii unui motor alimentat cu gaz este foarte mică, având în vedere că serviciile sunt autorizate, iar componentele folosite sunt de ultimă generație. Nu există niciun risc. Rezervorul instalației de GPL este dotat cu o multisupapă cu 3 nivele de protecție. În caz de ruperea uneia dintre conducte, această supapă va limita eliminarea gazului din rezervor. În cazul unui incendiu, această multisupapă are o supapă de suprapresiune care va elimina treptat gazul în exterior, eliminând astfel riscul de explozie. Mai este dotat cu o limitare de umplere undeva la 80% din capacitatea rezervorului, permițându-i astfel gazului să expandeze. Referitor la mitul distrugerii motorului, consider și susțin că este un mit care a pornit, cel puțin în România, de la bătrânele dacii și renumitele noastre dacii, la care toată lumea era priceput și repara în parcare. În momentul în care avea impresia că mașina consumă sau nu trage, intervenea asupra reglajelor de pe instalația de gaz. Lucru care, în anumite situații, în anumite condiții, putea să ducă într-adevăr la o uzură semnificativă asupra motorului. Dar atâta timp cât tot ce înseamnă reglaje, tot ce înseamnă funcționarea mașinii este verificată și este pusă la punct într-un serviciu și sunt respectate condițiile de funcționare și de reglare, iar partea de instalație este aleasă în mod potrivit pentru mașină, uzurile asupra motorului sunt nesemnificative. Da? Uzurile asupra motorului există indiferent dacă motorul rulează pe benzină, pe gaz sau pe GPL. Așa cum am zis, în raport cu funcționarea pe benzină, uzurile asupra motorului la funcționarea pe gaz sunt nesemnificative. Nu există ardere uscată, nu există ardere udă, așa cum se vehiculează în popor. Există doar ardere. Singura diferență este de temperatură. Sunt foarte multe mașini, inclusiv de la 0 km, pentru care se optează cu o funcționare pe GPL. Dacă ar fi fost o problemă atât de puternică, în momentul de față, toate mașinile ar fi fost pe serviciu, ar fi fost în parcarea serviciilor la reparații și cu înlocuire de motor. Deci, încă o dată susțin că dacă instalația de GPL și reglajele sunt adecvate pentru ceea ce are nevoie fiecare motor în parte, uzurile sunt nesemnificative. Mai la fixul. Și termină băiță așa, arată rezervorul, că n-am apucat să-l filmez. Bam, bam, bam. 85 de litri. Forță, gaz. Nu, după ce am pus gaz, 68 de litri, au intrat 184 de lei sau ceva de genul ăsta. Ne-am întors la băieți ca să facă ultimele reglaje, să putem să mergem pe gaz, pentru că n-aveam gaz în butelie și nu puteam să facem reglaje. Acum putem, acum mergem pe benzină și o să trecem pe gaz. Să vedem cum se mișcă treaba. Ce ai mâșnă, mă? Face ea, știe ea. Testează ea, conectează ea. Cum am cumpărat Toyota și de ce am vândut Nissanul Patrol? Să o luăm în ordine cronologică. Păi, Nissanul Patrol l-am vândut pentru că nu îmi mai doream o mașină în două uși. Când l-am cumpărat, consideram că o să fac off-road extrem, o să mă duc în pădure și aia scurtă în două uși te ajută, că mergi mai ușor, că te deplasezi mult mai bine. E, n-am făcut asta în 7 ani de zile, n-am făcut off-road extrem. Am mers doar la plimbări legere, grătare și tot felul de chestii care se pot face în aer liber. Iar după 7 ani de zile de utilizare,
am zis că e cazul să schimb acest disconfort, îmi dă-te jos că fac pipi, dă-te jos că fac poză, dă-te să mă urc, dă-te să mă cobor, cu o mașină în 4 uși. Este corect că puteam să optez pentru un Nissan Patrol în 4 uși, dar pentru că am văzut această mașină la prietenul meu Vali și am avut și ocazia să merg cu ea, am zis, băi, n-are cum, zic că să-mi iau de asta, că zic, merge prea bine. Am putere, am ales un motor pe benzină pentru puterea oferită. V8-ul ăsta de 4,7 litri dezvoltă undeva la 233 de cai putere pe lângă, în comparație cu cei 170, aproape 170 ai Nissanului Patrol. Un motor pe benzină mult mai silențios, mult mai confortabil de condus în oraș cât și în afara lui. Te ajută la drum și cum în off-road ai nevoie de putere, am ales varianta echipată cu motorul V8 pe benzină. Am ales varianta în 4 uși, fiind o problemă mare în România cu impozitul, am zis nu cumpăr mașină decât dacă este auto-utilitară. După cum vedeți, acest grătar din spatele meu ne spune că mașina este auto-utilitară cu două locuri, în acte din Danemarca. Mare atenție, nu cumpărați mașini auto-utilitare decât dacă sunteți siguri că transformarea ei în acte s-a făcut până în anul 2012. Dacă s-a făcut ulterior, rarul românesc nu mai recunoaște această transformare, iar voi veți cumpăra o mașină, veți veni cu ea la RAR și rarul nu vă va trece mașina ca auto-utilitară, ceea ce înseamnă un impozit de 7000 de lei față de unul de 700 de lei pentru auto-utilitară. Așa că m-am decis și am zis, iau benzină, iau motor mare, iau cutie automată pentru că vreau să-mi fie foarte confortabilă în oraș, chiar dacă în off-road are niște minusuri, adică nu face frână de motor, dar, repet, noi nu facem off-road extrem, chiar dacă ați văzut Patrolul în câteva situații unde a dejantat și a făcut tot felul de lucruri, a făcut asta pentru că mașina nu era pregătită pentru off-road extrem, era pregătită pentru ture de off-road, cum o să fie și această mașină. Este, ca să zic, este următoarea mașină de off-road oficială a emisiunii Stax, în care noi vom merge cu ea la tot ceea ce ține de această mișcare și am văzut că voi sunteți foarte încântați când noi publicăm ceva materiale de off-road. Uitați, am achiziționat o Toyota Land Cruiser 47 V8 cu doar 469.000 de kilometri la bord. Avem ceva probleme, avem rugină, ați văzut cum am reparat rama parbrizului pentru că în mașină ploua și nu era așa ceva acceptat, dar pe parcursul serialului o să vedeți cum reparăm tot felul de lucruri și cum o modificăm, cum îi punem roți pe 35, troliu, bări, praguri și așa mai departe, tot felul de nebunii. Am uitat ceva? Am vorbit prea mult? Nu. Mariu zice că n-am vorbit prea mult.